După moartea socrului, Mihai Mitoșe a luat o decizie radicală în privința anunții. Deși aveau mai puțin de o lună până la eveniment, au hotărât să anuleze totul. Mihai spune că atât Noemi cât și el suferă prea mult și că nu își pot reveni într-un timp atât de scurt. Nu e prima dată când Mito trece printr-o astfel de situație. Ba chiar la un moment dat a ajuns să creadă că nu este dat să facă nuntă. Prima căsătorie a fost anulată din cauza tragediei în care a murit logotnica lui Cristina. Anul trecut a decedat tatălui Mihai, iar acum nunta se amână după moartea tatălui lui Noemi. Vorbim despre asta cu Nicolae Sandu. Domnule Sandu, bună ziua! Domnule Sandu, așa cum spuneam, e a treia oară când Mihai Mitoșeru e nevoit să amâne nunta din cauza unei tragedii. Ce se întâmplă? Da, îl cunosc de la Catinel, e un băiat excepțional și cu multe calități, dar este blocat energetic de niște amprente mortuare, de sutele morți, de familie. Din cauza asta, mai să nu zicem că ar fi populară expresia că sunt geloși pe el, că trăiește și va avea o familie. Ce trebuie să facă, de fapt? Niște pomeni, dar nu circul care se face în ziua de astăzi, la locul de odihnă, în sensul ăsta, hrănește amprentele mortoare și va fi eliberat și va face o nuntă ca în povești, sunt foarte potriviți împreună și vor avea, să zicem așa, unul, doi copii. Deci sunt destinați unul pentru altul. Dar, repet, bandajul ăsta energetic îl dezechilibrează sau nu-i dă voie să se căsătorească. Dacă face ce i-a spus eu, scapă de el și atunci revine la normal și vor fi foarte fericiți. Au luat o decizie corectă din punctul dumneavoastră de vedere acum să amâne această nuntă? Mai aveau, da, cum spuneam, mai puțin de o lună. Da, da, foarte bine, fiindcă au simțit și le strica petrecerea și era păcat. Doamne ferește, ar fi avut un accident sau cineva ar face... Oricum, supărarea e mult prea mare ca să poată să se bucure de acest moment care ar trebui să fie unul extrem de fericit. Nu, adevărul că noi nu murim, schimbăm ambalajul. E cam greu de înțeles, așa este. Dar, repet, pentru fericirea lor trebuie să facă ritualul acesta și totul va fi cam povești. Dar faptul că au decis acum să amâne nunta nu le va știrpi din dragostea mare pe care și-o poartă unul celuilalt. Îmi spuneați că sunt extrem de potriviți și că se iubesc. Nu se iubește nimic, dar, repet, tot o să amâne până nu scape de acest paradis. E ca și cum să spun eu, ai fi în noroiile nisipurile mișcătoare și dacă nu te ajută cineva, nu ești de acolo. Cam în genul ăsta, ritualul ăsta mortual, îi eliberează și atunci vor fi fericiți. Mulțumim foarte mult, domnule Sandu, că ați intrat în direct cu noi. Mergem mai departe cu